Autoritățile locale au opinii diferite în ceea ce privește târgul de haine vechi. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au promis romilor care vând haine acolo că le vor amenaja un spațiu în care să beneficieze de condiții umane. Angajații primăriei spun că se va organiza o licitație pentru a fi ales un nou spațiu. Am dat anunțuri publicitare pentru primirea ofertelor. Ofertele vor fi centralizate la primărie pe serviciul licitație. Va avea loc licitație, se va adjudeca o suprafață de teren la jumătatea celei existente. Deci, având în vedere, probabil, costul, prețul pieței la terenul respectiv. Modernizarea constă în noua sistematizare și asigurare de utilități din cadrul târgului, fiind o activitate totuși de interes public, ca să-i spun așa, un serviciu public. În același timp, primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, dă asigurări că s-a înțeles deja cu proprietarul terenului pe care funcționează în prezent târgul. Să înțelegem că spera să vă înțelegeți cu proprietarul? În momentul în care am afirmat că vom trece la modernizarea târgului de haine vechi, normal că știu pe ce mă bazez, am și purtat discuții cu proprietarul. Urmează celelalte etape de parcurs, evaluare și aprobarea în Consiliul Local. Prezent, administrația locală plătește 200 de milioane de lei vechi în fiecare lună, drept chirie pentru terenul pe care romii comercializează hainele second hand.